ținut ca. Mamă, ce fericit sunt că plec la mare, bă! Cu litoralul, cu astea, cu soarele. Am văzut mașina proastă, cu care vrei să încep? Cu aia proastă. Vin și eu. Bun de bună, și aia bună? Că vin și eu. Că nu stai la soare tu, da? Nu, eu stau. Nu stau la soare. Mamă, mamă, și poate să ningă, poate să plouă. Întrebare. Tu, pentru că m-am uitat și eu la imaginile dinainte, tu ai văzut vreodată pe Moga și pe soția vorbind unul despre altul? Acum mi-a trecut prica. Păi nu i-am văzut, de fapt, niciodată. Niciodată. Dar de ce? Pentru că au fost discreți, spunea materialul. Cât? Deci mai mult a vorbit el. El este artistul, nu? Și asta. Are graiu, are darul vorbirii. Păi nu, dar probabil n-a vrut să apară până acum. De rezon de la vorbirii eu. Yes. Ui, ui. Ui, ui. Ce limba, ce e, domnul, italian? Clar că este. Clar că este. Da. Sau ce, englez, scuzati signori. Întrebare. Dacă eu ți-aș arăta niște imagini în care ei vorbesc unul cu unul despre altul, cumva în paralel, ai stat să te uiți? Da, bineînțeles, eu, uite mă, cum e de bârfă, cum eu. Pa, cu bârfa, dă-i! Ia! Marius Moga și Bianca Lăpuște au o relație perfectă. Se completează atât pe plan personal, cât și profesional. S-au căsătorit după 2 ani de relație și din 2015 sunt soț și soție, se iubesc, se respectă și se susțin în tot ceea ce fac. Marius este very special, ca să înțelegi. Marius este tandru, fix în măsura în care am eu nevoie să fie tandru. Marius este atent cu mine, fix în măsura în care am eu nevoie să fie atent cu mine, ba chiar mai mult. Are grijă de mine acolo unde eu nu știu să cer grijă și atenție. Care a fost ultimul lucru cu care te-a surprins sau cu ce te-a surprins? Cred că chiar acum 2 săptămâni, când ne-am urcat în mașină și am fugit la munte. La fel și la piesa asta cu Ai grijă de femeia ta, vreau să vă zic sincer că, de fapt, soția mea a avut grijă de mine, ea a avut grijă de bărbatul ei, că ea s-a ocupat de lansare. Era astăzi un pachet de emoții, ca să zic așa. Și mulțumesc foarte mult, Bianca, că m-a ajutat pe partea asta, că e prea mult să te ocupi și de, să te gândești ce o să cânți, cum o să vorbești, și m-a ajutat mult, așa că, da, am lansat piesa Ai grijă de femeia ta, în care iubita mea a avut grijă de mine. Cu toate că sunt prinși cu diferite proiecte, Moga și Bianca dedică foarte mult timp și fetiței lor. Cum ești tu ca în calitate de totic? Cum te descurci? Eu aș zice că bine, dar Bianca ar zice că sunt dintre noi doi, eu sunt cel mai panicat. Eu sunt, nu, ai grijă, tati, ea e mai relaxat un pic și eu sunt așa, pe panic mode, daddy mode on. Dar avem o fată extraordinar de isteață și e și actriță un pic și ne și face așa din fățuși, din vorbe, din... Na, e greu și să-i spui nu câteodată, e foarte, cum să zic așa, se descurcă. Am învățat de la mami și de la tati, da, de ăștia îmi sunteți bine, hai că vă arăt eu cum... Bine. Deci vă joacă așa, după bunul plac și ca să obțină ce-și dorește. Yes. Ce o vezi făcând pe viitor? Îi vezi veleitățile de pe acum? Dacă e să aibă o veleitate aia de a fi alfa într-un grup, da, aia e prima veleitate, pentru că am văzut-o, e mereu pe leadership. Dar îi place muzica super mult și cum începe o melodie sau cum se aud un beat sau un ritm, imediat începe, da, mie îmi place muzica, dă-i mai tare, dați foarte tare, ca mine. Marius este un tată foarte atent și grijuliu și cred că reușește să îi transmită Mariei niște lucruri, niște calități și să contribuie la creșterea ei într-o manieră în care eu, sincer, nu cred că aș putea. Adică fiecare cu aturile lui, fiecare încearcă să dea tot ce are mai bun. O lucrăm, e foarte atent. Fica noastră vine des în vizită la studio, știe deja care e treaba, studiouri, sunt oameni, se face muzică. Stăm și foarte aproape de studio sau le îmbinăm. Și acasă cum vă împărțiți sarcinile? Cine merge la cumpărături? Cine stă cu cea mică? Păi, da, greu, acum vezi, acum pui și tu o întrebare, acum chiar trebuie să dau din casă. Păi, în principiu mă ocup eu cumva de partea asta, cumpărături, logistică, familie, iar Marius intervine la capitolul acțiune efectivă. Duce copilul la grădii, ia copilul de la grădii, mă ajută cu...
ce am nevoie, oricând e nevoie, iar eu, după cum știți, dimineața mă trezesc cu copilul la grădiniță, mă duc la muncă, termin, iau copilul și apoi sunt mamă în cealaltă parte. Ce activități aveți împreună? Tot felul de jocuri, îți dai seama, mai și inventăm, are și bucătăria ei, mă mai întreabă, nu știu, ce aș vrea să mănânc, ce aș vrea să... Vrei o cafea, tati? Cine este mai exigentul dintre tine și Bianca? Nu știu, e o descriere delicată a acestei relații în trio, într-o familie. Da, adică, cred că cumva... Cu Bianca e așa, ele două între fete, se mai ciondănesc, se mai împacă mai mult decât cu mine. Eu dacă zic prea des nu, ceva nu e bine, nu-i place. Acceptă mai mult critica de la mamă, să zic așa. Eu trebuie să fiu prințul, charming. Da, tati, orice vrei tu. Te-a desenat vreodată, te-a făcut prințesă, ți-a prins păr? Toate, mi-am pus agrafe în păr, am avut și o coroniță, am uitat-o pe cap, umblam, mi-au și zis oamenii, stă foarte bine, mulțumesc frumos. Da. Marius Moga și Bianca sunt dovada clară că doi oameni pot locui și lucra împreună fără să se plictisească unul de altul. Eu sunt mai mult pe muzică, ea e mai mult pe birou și pe evenimentele pe care le avem. Și ne întâlnim când avem ședințe în timpul zilei, în rest fiecare cu treaba lui, e ok. Ne și întâlnim, avem și spațiu să respirăm. Noi avem noroc că, professionally speaking, nu lucrăm neapărat împreună, non-stop, adică fie eu sunt în birou, el e pe partea lui creativă, așa că noi nu lucrăm în mod direct împreună. Și cumva încercăm și să separăm joburile, adică nu sunt singura acolo, am și eu colegele mele și... Lucrăm foarte bine împreună pentru că ne cunoaștem. Știi, ne cunoaștem, ne înțelegem din priviri, avem gesturile noastre și atunci probabil de asta ne este chiar mai simplu să lucrăm decât cu alte persoane. Deocamdată este so far so good. O să vedem.